Din nou, un direct scandal sexual în Parlamentul European. Asistenții eurodeputaților fac mărturisiri șoc și vorbesc despre un loc de muncă toxic în care abuzurile sunt la ordinea zilei. Un europarlamentar român este acuzat de hărțuire sexuală. Despre cine este vorba, ne spune colegul meu, Mădălin Puiu. Bună seara, Mădălin! Bună seara, Eli, bun găsit de tuturor. Este vorba despre Mihai Tudose, prim vicepreședintele PSD și de asemenea europarlamentar la Bruxelles. Asta susțin surse politice. Ei bine, acesta ar fi acuzat că ar hărțuit sexual o asistentă din cadrul biroului său pe care îl are la Bruxelles. Aceste fapte s-au întâmplat în anii 2019-2020. Contactat de către jurnaliștii de la G4, Mihai Tudose spune, și vă citez exact: nu comentez, nu m-a chemat nimeni la nicio anchetă, nu a fost nicio acuzație oficială, se trezește cineva polemică, am dat-o afară, a invocat că are burnout, nu intru în detalii, am încheiat citatul. Femeia, din potrivit informațiilor care au apărut în spațiul public, nu a vrut să spună mai multe lucruri de frica acestui europarlamentar. Mulțumesc foarte mult, Mădălin. Informațiile sunt pe baza unor articole publicate inițial de Europa Liberă și apoi numele lui Mihai Tudose a apărut din informațiile celor de la G4 Media. Bogdan Chiriac, colegii mei l-au sunat pe Mihai Tudose pentru că mi se pare normal să întreb omul dacă e vorba sau nu de așa ceva, dacă a existat incidentul. Nici nu știu cum să pun problema, pentru că e foarte greu să susții cu probe o asemenea acuzație, dar mi se pare infernal de greu să fii victima unei astfel de agresiuni. Deci, o astfel de agresiune, dacă ea a existat, este profund condamnabilă. Este la fel de gravă precum violul. Da? Ca să ne înțelegem. Hărțuirea sexuală sau hărțuirea pe altă bază este la fel de gravă ca și un viol. Da? Aici n-avem a spune. Acum, cred că nu sunt în niciun caz dovezi suficiente să acuz un om politic, care a fost și primul ministru al României, de o astfel de faptă. Deci a deținut funcții foarte importante. Deține în continuare prin vicepreședinte de partid. Păi, despre ce vorbim? Deci asta spun, a fost și ministru și prim-ministru al României, deci un om, un lider marcant al PSD. Deci aici trebuie să avem mai multe date. Asta să spunem clar, că nu-l absolvă de suspiciuni faptul că are astfel de funcție. Iertați-mă, ce legătură are funcția cu atât mai gravă, doamnă. E mult mai gravă că un om care a ocupat aceste funcții ar avea astfel de tendințe. Dar nu există în momentul ăsta. Există vreo dovadă? Există cineva care nu a depus acuzații? Nu sunt niște informații coroborate de jurnaliști. Așa se întâmplă în presă în general, Bogdan Chiriac. Eu îndrăznesc să spun că vom avea o campanie electorală extraordinar de murdar. Atunci când e în presa occidentală, când este vorba despre victime de genul acesta, de tipul acesta, identitatea lor este protejată până când ele își asumă să-și decline identitatea. Da, dar pentru asta trebuie să te duci și în fața unui organ de anchetă, nu? Că de curând Donald Trump, nu? A fost în tribunal și l-am văzut foarte preocupat la tribunal acolo cu o chestiune asemănătoare. În partea asta. Doamnă, deci, Petrescu, în Occident lucrurile astea sunt gravisime. Sunt tratate de justiție. Da, dar cu dovezi. Păi cu dovezi, normal. Unde nu se poate cu dovezi, nu te bagă nimeni în seamă. Dar, da, în general, atunci când îți asumi o astfel de declarație, ai și dovezi. Ai unele dovezi sau dacă nu le ai, cumva, cineva trebuie să te protejeze. Ok, s-a întâmplat în cazul ăsta o acuzație de hărțuire sexuală. Înțeleg din material că cei de la Bruxelles au ajutat-o pe partea de Departament de Resurse Umane, pe fata respectivă, pe doamna respectivă, să plece în condiții demne, să nu-și dea demisia pur și simplu. Nu știu niciun detaliu legat de cazul respectiv, dar cred că trebuie să avem mai multă grijă cu aceste situații. Sincer, cultura de la noi nu este una extrem de respectoasă față de femei și cu siguranță nu în politică. Asta pot să spun din experiență personală. Și atunci, dacă în cadrul partidelor, de la început, se creează niște reguli de conduită, niște, nu trebuie să fie legi, nu trebuie să ajungem la lucruri grave, cum sunt aceste acuzații. Da? Dar să ai
aceste reguli în partid referitor la modul în care îți tratezi și subalternii și, și femeile și alte minorități, atunci am vedea mult mai puține cazuri decât vedem acum. Sunt foarte puține femei care, care vorbesc în România despre chestia asta, pentru că nu am avut în România mișcarea cum a fost cea mitul din, din Statele Unite. Deci nu vreau să discut despre acest caz, pentru că nu am fost acolo, nu am cum să știu ce s-a întâmplat. Bun, dar pot să acolo, spun pe niște că, că victime. Totuși este o problemă și ar trebui să la, la nivel de sistem. Nu, nu vorbim de persoane individuale sau de un partid sau altul. Domnule Popescu, este vorba despre un nume, despre prim vicepreședintele partidului dumneavoastră. Știți bine, știu și telespectatorii noștri de foarte multă vreme. Da, numele de pe ecran. Nu am nicio informație și tind să cred că nu ar putea fi adevărat, dar... Dar de ce tinde să credeți că nu ar putea fi adevărat? Tocmai pentru că e o persoană care a fost în foarte multe funcții. Oricum, discuția, mă rog, nu e în cadrul unui partid, că spunea doamna ministru mai devreme, la Bruxelles, în Parlamentul European. Dar cred că orice persoană care este agresată este obligată să spună acest lucru. Și dacă sunt și, și dovezi, lucrurile sunt clare. Dacă îmi permiți doar să adaug ceva, ce am spus despre partid, nu era vorba de PSD, nu era vorba de Forța Dreptei. E vorba de o cultură organizațională. În general, dacă se dă tonul de sus, că domn, avem niște reguli de conduită și nu se întâmplă niște lucruri și nu se vorbește... Să fie foarte interesant, pentru că atunci numele Mihai Tudose este vehiculat pentru o funcție în viitorul guvern. Terminăm aici discuțiile, rămâneți cu noi în continuare, pentru că imediat vine România Raport. Andreea Crăciulescu, bună seara, Andreea!